Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem tot aici, continuăm proiectul nostru. Astăzi începem montajul parchetului. E bine, așa cum am spus ieri, am desfăcut deja câteva cutii bune și le-am pentru climatizare, adică să se învețe parchetul cu camera, să aibă umiditatea, temperatura plus minus. Doar că am observat că avem un pic o mică problemă, care, bineînțeles, întotdeauna o problemă trebuie să fie, dar noi cu siguranță o vom rezolva. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Bineînțeles, așa cum se face întotdeauna, trebuie să facem plecarea. Nu am început să-l montez propriu-zis, pentru că trebuie să punem prima oară burețelul. Doar am vrut să văd un pic, aș vrea să plec de aici încolo și să-l dau așa pe lungime. Doar că am observat că avem o problemă. Problema este că, uitați, aici suntem la 0. La capul acesta suntem la fel, tot la 0. Nu? Așa. Și în mijloc avem 4 cm de burtă, de burtă în interior, adică practic peretele o ia așa. Acesta este un perete care, bineînțeles, nu l-am tencuit, eu era deja tencuit. E sufrageria, care m-a urmărit știe despre ce vorbesc. Haideți să vă arăt un pic și dumneavoastră cum vine. Uitați, 4 cm de burtă. Bineînțeles, pleacă de acolo de la 0, 1, 2, 3 și ajunge la 4, unde este punctul, să zic, culminant. Ce trebuia să facem noi? Am văzut că sunt scule mai profesionale pentru parchet, având în vedere că eu nu fac parchet ocazional, adică când cade să fac, nu sunt parchetist, cum face alții, numai parchet, axează-mă pe parchet. Eu, în cazul meu, mi-am improvizat ceva, adică să-mi fac un semn cu această bucățică de gresie și voi însemna de aici, bineînțeles, și o să-mi dau să le tai pe toate. Din acest motiv am și optat să le, că știam că ăsta e strâmb, dar nu mă așteptam chiar așa de mult. O să le tai, o să le numerotez, bineînțeles, cu 1, 2, 3, 4, ca să știu care sunt. O să le tai exact cu decupajul peretelui. Știți foarte bine că trebuie să avem un 7-8 până într-un un centimetru de rostul de dilatație și așa mai departe. Haideți că mă bag să le numerotez, demontez aceste bucăți care le-am pus. Procedeul este foarte simplu, deci noi practic nu trebuie să tăiem de aici, de unde avem normal spațiu prea mare, trebuie să tăiem din colțuri, din laturi, ca să poată să putem să apropiem această parte. Procedeul este foarte simplu, noi de aici trebuie să calculăm exact ăștia 4 cm cât avem aici, cât ar trebui să tăiem, pentru că parchetul nu e de cauciuc ca să se muleze după perete. Deci noi calculăm ăștia 4 cm de aici, și 4 trebuie să ne ducem aici. Deci noi, eu o să măsor, ca să fie simplu, ușor. O să măsor 4 cm pe această bucată de improvizat eu. De metru nu am nevoie. Și plecăm de aici. Plecăm de aici de la cap. Uitați. Care de fapt nu decupează. Copiază, creștiți peretele. Este exact acea sculă profesională, numai că, bineînțeles, aceea este o sculă profesională, noi facem cu ce avem. Haideți să vă arăt și dumneavoastră cum a ieșit, deci am zis, luăm de bun gaura care e cea mai dusă încolo și vedeți, după cum vedeți, avem 4 cm peste tot, exact aceeași distanță. Acum o să trebuiască să tăiem parchetul și cam asta e. Mă bag la tăiat. O să vă prezint un pic cu ce tai. Pentru tăieturile drepte, așa, o să folosesc această mașină de la Bosch. Pentru decupajele, de exemplu, pe la uși, voi folosi pendularul și pentru tăieturile pe lung, voi folosi acel flex cu un disc tot de la Bosch, care se laudă că taie și parchet. Vom vedea. Haideți să ne băgăm la treabă. Da, într-adevăr, s-a lăudat
după corectitudine. Uitați un pic ce tăietură curată. O să mă apuc să mântesc puțin pentru că am parchetul acolo și nu vreau să-l mut de 15 ori, adică vreau să-l folosesc aici și după aia o să pun și polia. Acum o să folosim bucățile care le-am tăiat, dacă vă aduceți aminte la început, care le-am tăiat cu decupajul peretelui. Haideți să vedem un pic cum vine. Uitați un pic cu mine, dragilor, chiar dacă n-am avut o sculă profesională, dar treaba a ieșit ca lumea, a decupat, de fapt am copiat exact peretele. Bineînțeles, cu a doua foaie o să se îndrepte super, dar oricum a intrat, a făcut click, e treabă destul de bună, zic eu. S-a făcut 10 și jumătate, cam așa am ajuns, am terminat de pus folia și acolo. Da, cam așa stăm. Aceasta este dilatație, până la urmă am lăsat-o de 1 cm. Citind pe prospect, pe pachet, zicea și chiar și 1,3 cm și de fapt 13 mm. Și aici am pus, de-am intrat și inclusiv în acel coridor, pentru că trebuie să vin cu următoarea bucată și trebuie să intru până aici. După aia va trebui să lucrăm pe spate, dar nu avem încotro pentru că nu putem pleca de acolo, pentru că ne obligă acest rând cu dreptul. Deci de aici o să trească să lucrăm pe spate până acolo. Asta e o bucățică mică, 4 metri pătrați, ne vom chinui mai mult, dar nu avem încotro. Haideți că ne băgăm cu continuarea aici. Cam asta este, dragilor, s-a făcut ora 12 și 10 minute, o să merg la masă și o să continuăm după. Vreau să vă arăt cum am ajuns, la ce punct am ajuns la această oră. Merge destul de ok, bineînțeles, avem aceste tăieturi de copaje care trebuie să le facem, dar iese destul de bine, respectăm acel centimetru de dilatație peste tot și nimic. Și aici am făcut și puțin în coridor pentru că trebuia să intru așa ca să merg cu totul atât. Terminat. Aici, bineînțeles, o să trebuiască după să pun folia și nimic. Ne vedem după aceea. S-a făcut aproximativ ora 4:16, adică, da, nu vă uitați, nu băgați în seamă un pic că e mizerie, că știți că o să fac curat. Haideți să vă arăt cum am făcut și această cameră. Am terminat-o. Bineînțeles că plinta nu se poate pune până nu o să montez ușile. De ce? Pentru că mostra de la ușă o să-mi comande. Bine, o să pun părțile astea, dar partea cu ușă nu se poate pune pentru că nu știm exact unde ajunge mostra și să vinem cu plinta de întreg. Am mers până la urmă pe distanțiator de 1 cm, roată, se vede. Nu vă măsor, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că e 1 cm. Cam așa am venit. E gresia de 1 cm, uitați. Și am bătut în ea până s-a blocat. L-am terminat și pe acesta. E bine, n-am să plec acasă. O să mă bag în celălalt dormitor să văd cât o-i putea să fac. Bineînțeles, aici trebuie să pun și folia pentru că n-am pus-o. O să dau iar un pic cu mătura, cu toate că am măturat ieri când am făcut glafurile. Dar o să dau iar cu mătura să fie ca lumea. Și nimic, cam asta e. O să încep, bineînțeles, de acolo încoace, că suntem obligați de aici, pentru că ăsta e punctul care ne comandă pe noi să venim încoa. Și vedem ce putem face. Și bineînțeles, mai avem și aici, dar nu cred că o să stau până la 12 noaptea ca să termin astăzi. Mai avem partea aceasta și partea aceasta și bineînțeles trebuie să scot și
aceste 3-4 pachete, să le scot din folie, că am uitat să le scot, dar oricum le ajung astăzi aici, ca să fie climatizate, cum v-am zis. Am pus folia și în dormitor, acum bineînțeles mă bag la montajul parchetului. S-a făcut aproximativ ora 7, da, știu că e târziu, dar uitați-vă, soarele este sus, să mai putea lucra, dar îmi ajunge pe ziua de azi. Haideți să vă arăt cum am terminat și acest dormitor. Am băgat ceva, a fost multe tăieturi de făcut, adică stânga-dreapta, oricum. Am luat întotdeauna bucată de acolo, am plecat din cealaltă parte. Știți foarte bine care este regula, minim 15 cm, deci nu putem să punem o bucată de 3 cm sau 4, că s-ar vedea urât. Eu am mers pe acel principiu de minim 15 cm la perete să fie plecarea. Deci am și calculat ce bucată mă duceam încolo ca să nu rămână o bucată de micuță. Da, priviți un pic ce schimbare. Care știe cum era acest proiect și cum este acum, poate să lase un comentariu și să spună dacă să vede o schimbare, cu toate că este. Haideți să recapitulăm un pic ce am făcut. Cu toate că am ajuns și aici, astea sunt deja pregătite, sunt vreo două pachete și ceva pregătite pentru aici. Mai am aici stânga-dreapta, aici vreo 4 metri aproximativ și aici la fel tot aproximativ 4 metri. Mai am încă două pachete neîncepute, nu știu, după cum am calculat eu, ar trebui să-mi rămână vreo 3 metri, 4 metri, sincer, nici nu știu cât e într-un pachet, dar cam asta este. Da, nu am vrut să le încep alea, că la nevoie le încep, dacă nu să le las clientului sigilate, vedem. Da, cam așa să vede sufrageria, uitați ce luminoasă, ce spațioasă, bineînțeles, cum am zis mai devreme, avem dilatația de un centimetru, am optat pentru aceea până la urmă, și aici a terminat, deci cam acel coridor mic mi-a mai rămas pe mâine. Ce să zic, dragilor, cam asta este, v-am zis, este timpul de mers acasă, pentru că am făcut, îmi ajunge sincer cât am făcut, și mai lăsăm și pe mâine, pentru că asta e. Ce să zic, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă înscrieți la canal, să dați un like, un comentariu, accept și negative, deci acest canal nu este cenzurat. Toate comentariile dumneavoastră care le veți spune vor fi acolo afișate, indiferent cu bune și cu rele, pentru că de-aia optez să pun un clip pe canal, pentru că îmi asum riscul. Deci fiecare este liber să vorbească ceea ce vrea, să-și dea cu punctul de vedere. Formând această comunitate, fiecare este liber să-și exprime punctul de vedere, pentru că așa ne putem perfecționa, așa putem învăța unii de la alții și așa mergem împreună mai departe. Cam asta este, dragilor, ne vedem mâine cu continuarea proiectului nostru, care trebuie, bineînțeles, să-l terminăm, și stați aproape pentru că urmează alte proiecte interesante care vă pot interesa și pe dumneavoastră. O seară frumoasă vă doresc și la revedere!